al Comunei Livești, județul Bacău, întrunită astăzi, 23 martie 2018, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri, dintr-un total de 15. Se pare că întârzie domnii consilieri Ghineț Claudiu și domnul Bustuio Chionel. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Din câte mi s-a adus la cunoștință, doamna consilier Giurgiu Veronica se simte foarte, foarte rău și nu este în stare să conducă această ședință. Din motive de sănătate, o să-i propunem următorul consilier pe ordinea de zi. Da? Da. Da. Ce nu am început să pe domnul Hârbuleanu Adrian. Așa vrea, vedeți că-i postul. Cine este pentru? Vă rog frumos, ridicați până așa doua gente. Vă mulțumesc. Cu 13 voturi pentru. Bă, dar ce-am început ședința din prima. Gracias.
Da. Deci putem trece la ordinea de zi, ce cu proiectul numărul 1. Avem cumva o situație mai deosebită astăzi. Știm că avem vremea metru mai nefavorabilă. O să încercăm să facem ce vrem. Proiectul să trecem imediat după altul, să vedem cum putem trece. Ca să poate să plece oamenii care trebuie să răspundă de ce trebuie să răspundă comuna asta. Deci o să începem cu... Au așa da. Nu este nicio problemă că... 25 miliarde s-a luat acolo. Au așa. Deci putem începe proiectul numărul 1, da? Au fiind, au contract de ZPG. De cine ești? Da. Am dat ordine la toate proiectele. Da. Deci proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții, prioritare a UATRDS în sectorul apă și apă în conformitate cu master planul județean. Deci, domnul Marfie, să... Da, vreau să vă spun și eu bună ziua și bine ne-am regăsit la ședința ordinară din 23 martie 2018. Cum a spus și domnul președinte, ar vrea să fim mai scurți și mai clar în ceea ce avem de votat astăzi. Sunt trei proiecte în care spun eu trebuie duse la puse în aplicare. Având în vedere că materialul a fost pus la dispoziție în termen la toți consilierii, ședințele de comisii au fost făcute în termen, aș vrea să supunem la vot domnul președinte comisii. Să supunem votul. Domnul președinte spune ce. Păi da, tu crezi că prostești cu specialitate. Dar nu se discuți. Domnul Sorociu, vreți să discutăm despre... Păi da, dați cuvântul. Nu, normal. Vreți să discutăm... Înțeleg. Aveți ceva de spus la proiectul numărul 1? Înțeleg, dar am da. Comisia numărul 1, dacă avizează... Comisia numărul 1 a vis favorabil. N-am, nu am semnat cu ce să fac, nu am. Dar de ce nu a semnat? Păi, dar eu sunt aici, domnule, ce eu sunt viceprimar? Stau în birou? Eu nu eu sunt salariu de 100 milioane de euro. Eu sunt aici, am fost în sală, tot. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2? Noi suntem prezenți aici. Și comisia numărul 3? Domnul Lungu, comisia numărul 3. Domnul Zuluș, dacă aveți ceva de discutat la proiectul numărul 1. În primul rând, vreau să citesc un proiect de pus de mine, adică mine și Adrian, da. De cel Buleanu, de data de 9.3.2018. Vrem să întreb de ce a fost introdus pe ordinea de zi. Conform legii, vă citesc legea mare noastră sau ca să mergem mai multe legea, aveți obligații. Spuneți să avem un răspuns și să avem un răspuns. Păi da, să avem un răspuns. De ce nu l-ai introdus pe ordinea de zi? Să putem să avem un răspuns, ca să putem să... De ce? Păi am întrebat de ce l-am spus pe ordinea de zi. Asta e prima întrebare. Bun, răspundeți. Am întrebat, nu ești așa. Spuneți în nevoie... Domnule, mă spune, răspundeți punctul ăla. De ce bun, da? Păi da, v-am întrebat ceva. Vreți să întrebați ceva, vreți să spuneți? Nu vreți să răspundeți. Nu vreți să răspundeți. Da. Vă și proiectul care l-am depus. După finalizarea proiectului alimentare cu apă, s-a constatat lipsa apei potabile de-a lungul 5 ani de exploatare. Concluzie la care s-a ajuns în urma discuției cu cetățenii din comună, ne-am gândit la puțuri forate, deci gândim la puțuri forate și la captări locale, astfel să avem șansă să putem asigura următorilor apă potabilă în toate satele. Și am propus întocmirea unui proiect pentru rezolvarea alimentării cu apă în toate satele comune, prin suplimentarea și construirea unei noi captări de apă prin identificare unor surse de apă care să îndeplinească în condițiile legii. Deci nu ați venit cu nimic. Asta nu mi-a dat niciun răspuns. Acum, dacă nu mi-a dat răspuns, să trecem la ordine zi cu planul dumneavoastră de investiții da. Care l-ați depus pe 2018, pe 2014, care a mai fost votat odată și nu s-a îndeplinit de... Deci au trecut 4 ani de zile și n-ați făcut nimic. Dar mai grave este, să spun domnule, noi am avut un proiect, tot pentru alimentare cu apă, din septembrie, care l-ați respins, știți foarte bine, și prin adresa primisă, vă cere clar să le dați un teren liber de sarcini și studiile tehnice, adică unde aveți apă. Unde aveți apă? Că nu știm nimeni unde aveți apă. Deci aprobăm nimic. Și ce aprobăm aici? Din câte văd eu lista de investiții, domnule, că vine și se alocă pentru comuna de vizită la 4 comune. Deci, dumneavoastră mi-a spus, nu? Da. Știți ce mi-a spus, nu? Ei, cred că știți. Deci, la
la patru comune, de Cura Văi, Vârstănești, Livez, Mărginești, Zebești. Deci extindere de rețeaua cu apă și rețea de canalizare. Așa. O sumă alocată celor tot, deci de 93.180.000 lei. Deci nouă ne-ar cuveni nouă comune, undeva la 23.000, adică am semnat 5.000 de euro. Deci cum credeți că putem rezolva noi rezolvarea apei și canalizării cu 5.000 de euro? Asta problemez. Altceva, dacă aveți simptomă, să-mi puneți. Deci umblați cu praf în urci la cetățeni. Domnilor, faceți apă. Dați apă la cetățeni, nu începe cu extinderi, canalizări, că nu se poate implementa cu așa ceva. Și vă mai întreb o dată, nu ați depus proiectul meu și să-mi răspund. Da, domnul Trebat, dacă răspunde domnului... Răspunsul are domnul consilier, exact cu primul proiect din organizare. Extinderea rețelei de alimentare cu apă. Și aici am încheiat. Domnul, am presupus, nu v-ați făcut termenul. Da, domnule, iar minte, să-i arăt la cameră ce ne-a spus domnul. Că pune că eu min. Păi domnule, noi ne-a supros. Uitați, ce ne cere, uitați și puteți să citiți clar, ce ne cere. Un lider de sarcini, ca să se vadă ce ne cere această asociație. Asistență tehnică, să nu facă obiunile litigii și să atașăm anexe. Deci nu avem nicio anexă noi să atașăm. Uitați ce plan pune domnul Kim Sorin. Ce înseamnă asta aici? Ce înseamnă asta aici? Și uitați lista de investiții care o pune, care ne aflăm noi, Comuna Livez, care spune că face extindere. Nu prostească lumea. Că nu suntem toți proști. El poate... Uitați un pic. Suma alocată la cele patru comuni. Uitați și suma. Spuneți. Deci nu? Ați văzut? A luat. Cuma? Știți cine are venit nouă? 200.000, aproape estimativ 5.000 de euro. Deci nu cred că cu așa ceva, când bugetul nostru are 1.200.000 de euro și nu face nicio investiție și cu 5.000 de euro face și apă și canalizare și nu știu ce. Hai să-i răspund. Asta mi-a spus documentația, am primit-o la domnul la MAP, ca să se înțeleagă. Nu se vede de acasă, de nicăieri, este depusă de către domnului Kim Sorin. Domnul consilier, eu cred că și noi, ca și consilier local, ca funcții publice, fiecare ce e de făcut, dumneavoastră cred că ați obosit de așa, să spuneți numai vorbe întreagă. Dumneavoastră, domnul consilier, aș vrea să vă aduc aminte că n-ați votat bugetul Comunei Livez. Spuneți că sunt miliarde, dar dumneavoastră nu ne-a susținut și nu l-ați votat. Dar explicați de ce l-a votat. Dar eu nu știu dacă îmi dați explicație. Trebuia să dați explicație la fost sau la moment dat. Da. Deci ceea ce v-am pus-o pe ordinea de zi este un lucru corect, care sperăm că se va duce la depindere. Dar vă mulțumesc, domnul consilier. Poți să-i dau și eu, m-a acuzat, la acuză, poți să dau explicații, n-am votat buget. Domnul, iar suntem un emisiune de toți. Nu, dar știi și dumneavoastră aveți voie să vorbiți și noi. Domnul președinte, mă lăsați să dau răspunsul. Da, sigur, hai să răspunsul ca să deci, domnul Ichim Sorin m-a acuzat că n-am votat bugetul. Nu numai eu n-am fost de a vota bugetul. Știți cum s-a votat, să spun la vot, fără dezbatere. Noi, Consiliul Local, trebuia, am venit și cu problemele cetățenii. Nu numai domnul Ichim Sorin cum vrea el. Deci are 1.000.000, aproximativ 200.000 de euro, în care nu ne spune ce investiții face în comună. Doar numai salarii și atât. Și nu pot să iau parte la așa ceva, din cauza asta. Dacă aveam o dezbatere corectă și veneam, am venit care am venit în Consiliul Local, aproape în fiecare ședință vin cu propuneri de proiecte și cu rezolvarea cetățenilor, dumneavoastră nu ține cont de nimic. Doar face ce vrea el. Nu-i nimic, îl așteptăm să facă ce vrea el. Cetățenii o să vadă timpul să treacă și o să vadă ceea ce a făcut domnul Kim Sorin din 2016 și până la terminarea mandatului. Așteptăm! Da. Domnul Sărăciu ne-a pus câteva proiecte legate de celor doi bani. Filmați-o. Da. Acum, dumneavoastră, nu știu, ați răspuns la tot ce trebuia să răspund. Nu ne-a răspuns nimic. Că este în termen legal, prin lege care o să mă adresez prefecture, în care ne-a refuzat conform legii un proiect depus pe ordinea de zi. Nu știm de ce. Domnul președinte, eu i-am răspuns domnului și verbal și cu documente pe care l-am pus la dispoziție pentru a le studia. N-am impresia că vorbim... L-am urcat la cameră. Să am înțelegeți, domnul. Vreau să am impresia că... Aceste documente le voi publica și pe interes, să înțeleagă, voi publica pe interes, să înțeleagă și cetățenii ceea ce face.
Da. Domnul Sulugiu, legat de primul proiect, Ionel, de ce... Deci vreau să întrebați și dumneavoastră președinte să vă răspundă de ce nu ne-a introdus proiectul nostru pe ordinea de zi. Da, domnul primar, vreau să răspundă. N-a răspuns nimic, domnule. Nu l-a răspuns. Nu mai vorbesc, domnul. Deci, nu a răspuns. Deci, deocamdată, nu e singurea alimitării. Nu am avut proiectul vorbul în care este răspunsul și-a luat la dispoziție să... Nu mai răspuns. Domnul președinte, o întrebare așa de-aia. Puneți, domnul. Deci, domnul primar, la punctul de vedere ca investiții prioritare sau investe anul ăsta, da? Da. Pe proiectul lui, și puteți să ne spuneți ce ați prioritat pe anul ăsta? Aveți o prioritate pentru anul ăsta 2018? Deci, cum mai aveți, faci proiectul ăsta? Deci, în primul rând, prima problemă care este gasă, care a primit răspuns că din luna, la sfârșitul lunii, pe începutul lunii mai, cu ajutorul Dumnezeu și presiunea care e presiunea. Cu discuțiile care am avut la București, o să le-am în continuare și la București, la Târgu Mureș, o să sperăm să facem rașamente la gaz. Următoarea problemă este alimentarea cu apă. Exact ce aveți la dumneavoastră, când am pus materialul, cred că ați avut timp să studiați 5 zile plus la ședința de comisii, aveți toate materialele pe master planul. Am arătat. Bun. Deci asta e... Deci, prioritatea după 2008. După aia. Școli. Știți că am avut discuția... Am avut discuția cu domnul director în ședința de consiliu, în care prioritatea era școala Livezi. Livezi. Am prins în buget, domnul director, nu sunt prins în buget. Sunt prins în buget sumele în care se ducem la îndeplinire rezolvarea problemei de școală, la școală. Pentru că interesați și vezi toată lumea, că vreau să obișnuiește lumea să uite la ședință. Puteți să-mi spuneți câți bani ați prevăzut pentru școală de la Baiana? Deci nu. Ascultați-mă. Vă rog. Deci în urma ședinței la, care am avut un consiliu de administrație la școală, da. Asta s-a întâmplat luni, acolo s-a stabilit exact prioritățile. Din sumele care le avem, s-a stabilit prioritățile. Este școala Livez, sat, și școala Prăjoaie. În care... Eu nu știu sumele. Nu știu. Nu. Deci, vorbim de priorități. Trebuie să facem și evaluări exact la sumele, la cheltuielile care o să fie. Asta vă întrebați domnul proiect. Asta vă ce domnul ăsta. Nu aveți proiect. Și atunci v-aș întreba pe domnul primar, câți bani am avea la rotația anul pe investiții, dacă vreți să mai spun totodată. Da. Deci, investiții sunt puțin conținute pe capitole. Pe școli, pe... Nu știu. Deci, deocamdată nu am buget. Deci, nu mi-am propus să... Eu nu am, eu nu am sume din față, domnul Cosmin. Dacă aș vorbi ceva, după aia vine și spune, stai, domnule, că ați văzut de ședința... Deci, trebuie să... Eu mi-am propus, dacă tot se discută problema cu vizita investiției, aș vrea să vă pun câteva întrebări. N-am, nu știu dacă în Consiliul Local, de când sunt aici, de când a început reabilitarea Căminului Proastră, ați putea vă spune despre Căminului Proastră. Vreau să vă spuneți. Și dacă mai continui investiția, pentru că a început să opresc. Ce nu face și cum ce se da, dacă... Pentru că aici am master planul ăsta care o să vă noi, sunt principii de altă, căminul cu curaj cu nu. Că nu se prezintă căminul. Căminul cu curaj cu curaj cu subiectul, dacă da. De ce se preda la cenii? De ce se preda la cenii? Ei au preluat căminul. Da. Au făcut licitații la minister, deci noi nu avem. Între timp, constructorul n-a mai continuat lucrările, au rezileat contractul și acum au început procedurile de licitație, ceea ce mi-a comunicat la ministru. Deci, de ce s-i preda? Deci nu se mai continuă la lucrările, deoarece deci, investitorul și-a... Nu e investitorul, consultor. A rezileat investitorul este un lucru, o să-i compamă cu el, pentru că orice s-a întâmplat. Asta timp când se face investiție în teritoriul comun, primarul trebuie să cunoască... Tot sunt băieți, și m-am spus. Da. Bun, m-am întrebat. V-aș întreba, baza sportivă, că e prins și un master plan, de la noi, de la Livez, este finalizată? Nu. Vă rog să spuneți ceva despre ea atunci. Ce nu s-a finalizat? Nu am ajuns la proiect, la Livez. Nu, este... Nu, domnul, dumneavoastră, am văzut că... Nu, nu, vreau... Dar haideți să vorbim de subiectul pe care vreau vorbim la Livez. Dacă investiții se vorbim la Livez. Dacă vreau să vorbim de investiții, puteam să vorbim la bugetul. Și ziceam... Pentru că aveam și eu sume din față. Adică, de ce? M-ați întrebat de spus și pe m-am răspuns, da? Cu intenții bune vă rog să spuneți. Și eu cu intenții bune vă răspund. Deci ce fază să află baza? Câți bani s-au pierdut și câți mai trebuie? Deci, domnul Costea, da. Nu are drag vă aș răspunde dacă eram prin de vot. Astăzi avem ordinea de zi, alte proiecte de votare. Vă mai pun o întrebare. Puneți-mă întrebare. Master planul ăsta care să-l votăm acum, și cum mă linge master plan, să vorbești de after sport.
În ce situație s-a aflat Sfântul Galebeș? Când îmi aduc aminte că s-au mers cu trămâțe pe aici, au venit, ne-au văzut, ne-au vizitat, am văzut ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu mascătoarea? Cu ăsta, cu mascătoarea Sfântul Galebeș? Puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Cine face parte? Deci, ce să fie cu Aftăscul, dacă trebuie să ne răspundă? Poate e vreo următoare și trebuie să ne spune ceva. Eu vă întreb acum. Aftăscul, deci funcționează? Cu cine? Cu domnul. Am vorbit domnul Surgiu. Deci funcționează, dacă vine la ședința următoare, va avea domnul Luna, că se susține cu domnul. Ce v-a întrebat domnul primar? Nu asta ați comportat nicio vină. Eu am fost atrag consilierilor și cetățenilor din comun care vă urmăresc că avem atâtea lucruri început și nici nu ați spus să nu vreau să puteți de vină. Nu ați spus să vină treaba asta. Avem un apă scul început de ale zi, nu s-a terminat. Avem o bază sportivă început sau chiar cu bloată, nu s-a terminat. Avem școala de la Ploiea început, nu s-a terminat. Avem drumul la Ploiea Scălinga început, nu s-a terminat. Ar fi bine întâi să încercăm să spunem la punct ce am început, că s-au exprimit niște bani, mai să mai zic așa la tine. Gazele s-a discutat de la Revoluție și nu s-a mai întâmplat. Aici vreau să vă răspund. Da. De la Revoluție se discută. Dumneavoastră sunteți de parte de alimentarea cu gaze cu unei diverse. Știți foarte bine. Adică vreți să mă duceți. Deci nu am nicio acuză. Dacă știți ceva despre gaze, să mai... V-am explicat. Da? Deci, la 1 aprilie, la sfârșitul aprilie, s-ar putea să facem brașamente, au venit și au cerut iar din o documentație ca să le prelungească avizele. Deci, am făcut v-am pus întrebări, fiindcă v-ați spus lumea să uită și trebuie să afle ce se întâmplă. Da. Foarte bine. Mulțumesc. Deci, gazele, da. Știți, când se discută, au trecut perioade, mandat, întregi, primarii, deci, primarii, nu vreau să dau nume, nu vreau să dau nume, nu vreau să fiu rădăcios. Dar dacă aș vrea să fiu rădăcios, aș putea să spun. Da. Spuneți, domnul, dacă mai aveți ca să putem să punem la vot. Da. Cu privire la baza sportivă, oameni buni, de ce nu am face noi și alte obiective care sunt necesare și la ordinea zilei? Baza sportivă, da, avem un sportiv, dar vine Simona Halev o dată pe aici. Nu neapărat trebuie să fie un domnul meu. Cheltuim miliarde. Domnule, nu v-am contrazis. Cheltuim miliarde pe obiecte care nu au niciun haz. Iată baza sportivă care este cheltuită cu făcut miliarde, stau locurile vechi ale primăriei în ea. Și așa va rămâne. Deci, domnul primar, noi trebuie să facem cu bănuță care avem, cât îi avem puțin așa, ce mai important acum? Domnul consilier, asta este rolul unui consilier. Ne sfătuim, eu trebuie să pun o aplicare. Sigur. Avem nevoie de sportivi, nu numai de boschetași cu fumători. Avem nevoie să încurajăm sportul în comună. Eu am fost unii sportivi de performanțe, eu am fost, deci și fratele meu, care am fost sportivi pe care am dus 5 comune. Sunt aduși, avem acum chiar și copii care se duc la Onești și practică boxul. Poate nu știți, domnule. Baza sportivă o avem foarte clar. Ați băgat pompierii, domnule. Faceți baza măcar cu tinerele. Ca să încurajăm tineretul. Tinerii nu știu care trebuie să facă. De asta sunteți sport. Domnul Lungu, vă lăsați să vorbiți, v-ați vorbit. Nu vă contrazi, nu vă contrazi. Tinerii nu știu care ar trebui să facă sport. Îți plecați în străinătate și am duce agricultul. Facem o lucrare care nu folosește nimănui. Deci, se vede metodele care sunt pus, eu să fiu bulversat la fiecare luare de cuvânt. Deci, vă întreb simplu și la OB. Deci, ocupați această funcție, bazat rolul de primar, dacă nu sunteți în stare, lăsați să se organizeze alegeri în comună. Să vină cineva care sunt în stare să ducă la îndeplinire toate problemele cetățenilor. Deci, clar, nu mai umblați și nu mai țineți oameni care vă influențează. Deci, lăsați, dacă nu sunteți în stare, să se facă alegeri. Suntem aproape de un an de zile de când suntem comuna asta bulversată, că nu știm cine e primar și de ce nu se fac alegeri. Chiar dumneavoastră vă cer, dacă nu, lăsați domnule să le facă alegeri, ca să știm cine va veni să rezolve problemele cetățenilor. Nu-i corect, o să nu suntem aleși. Haideți să vă răspund și la asta și cred că este ultimul răspuns care îl dau pe chestie. Vorbim la subiect. Ordinea de zi a ședinței de astăzi, mi-a venit tot ce până... Dar o să vă răspund. Domnul consilier, dumneavoastră
Vreți să credeți că sunteți pregătiți cu tot, dar nu sunteți deloc. Nu, dar m-am spus. Alegerile în orice localitate nu le decide nici viceprimarul cu atribuțiuni sau cine rămâne. Poate să rămână secretarul, să aibă atribuțiuni de primar, nu știu. Astea sunt reglate prin lege. Dar alegerile în orice localitate de România, conform statutului Constituției, se hotărăsc de primul ministru al României. Eu nu sunt premierul României. Dar vreau să mai faceți, mai învățați. Nu eu, chiar dacă aș vrea, domnul consilier, să opresc acest fenomen, nu am, n-am puterea. De ce, domnule? Dați-vă demisia, domnule! De ce nu puteți? Este foarte simplu, domnule! Totul e foarte auzi, nu am venit dacă dau demisia. Deci, oricunui termat vine, poate. Lasă-vă, 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 lasă-vă
domnule secretar. Nu, nu, nu. Uitați, domnul secretar, este ilegal. De ce este? Deci nu este avizat la domnul consilier Ursu. De ce se întâmplă? Hai să supunem acum. Hai să vedem care este. Nu, chine ședință, nu e semnal. Hai să vedem în care. Nu, nu, chine ședință, opriți ședința. Domnule, opriți ședința. Opriți ședința.
Nu se mai oprește de un cinci. Nu, nu, nu se mai. Ați fi dat să vă domnul semnați acum. Nu e de semnături. Nu vă semnează. Nu semnează. Nu, nu semnează. Nu semnează. Nu semnează. Nu se poate așa joacă. Nu se poate așa ce fac. Nu se poate așa ce fac. Nu semnează. Gândiți-vă bine că noi vom fi dată judecată de către domnul primăria Comănești, pentru când noi votăm să excludem în nu se poate, nu avem atribuții. Nu avem atribuții. Noi nu suntem copilini de competența noastră. Uitați cum pune problema. Adif este o firmă privată. Cât are Comănești, ne vor da judecată.
Pentru că actul juridic, acest contract nu poate fi anulat de Consiliul Local de Vest, nici de adis, nici de comune, decât de instanță. Să fie clară pentru toată lumea. Eu vă vorbesc din punct de vedere juridic. Ați văzut că primul proiect l-am aprobat fără și ultimul aprobez fără trecere, fără, e corect. Dar ceea ce este împotriva legii trebuie să vă fac cunoscut că putem intra în instanță inculpați. Da. Nu pare rău. Spune domnul Făsăr, deci cu referire la punctul de ordine zi, privire la excluderea Comănești. Eu știu, sigur, din sursă, din gura domnului primar de Comănești, da. Cam despre ce este problema cu noi, cum s-a pus problema cu noi. Domnul primar de la Comănești propune, sau este hotărât, ca cu noi să fim plătiți la cantitate și nu la per total, da. Cum s-a cum plătim noi acum. Da, asta este motivul pentru care primarul n-a vrut să fie de acord să accepte. Asta nu înțelege, Andrei. Asta nu înțelege, domnule, la, cum se numește, nu știu cum la global. La global, da, bun. Dar astea, asta, dar cred că aseară am ascultat la televizor, guvernul a emis, sau emite astăzi, o ordonanță prin care ca, prin care se prevede ca noi să fim plătiți la cantitate, exact cum spune primarul de la Comănești, și nu la global, cum ne-a propus asociația asta cu plătiri la cu noi. Da, da. Deci eu oricum mă abțin de la vot, pentru că n-avem, nu mi se pare corect să votăm noi împotriva hotărârii Consiliului Local. Și ne fiind grabă, nu cred că este o grabă ca să votăm noi împotriva. Eu vă spun de domnul consilier de respect pentru cetățenii comunii Comănești, să ne abținem de la vot. Cel puțin până se reglementează legal treaba asta. Problema pe da. Da. Asta a, cum să punem la vot, atunci să vedem. Da. Mai aveți ceva de spus la proiectul ăsta? Pentru că, domnul președinte, și la Livezi este ceva care nu e tocmai în ton cu legea. La cei 3600 care sunt casați, dar nu plătesc toți, plătește primăria din buget și aici nu plătesc oamenii. Și asta este o inegalitate care nu mă privește pe mine direct. Să știe treaba asta, e treaba celor care au făcut-o. Să supunem la vot, proiectul numărul 2. Adisul ia bani cu nemiluit, dar de unde găsește fraie? Ce clar! Cine este pentru? Vă rog frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci mașina de vot! Nu a funcționat! Mașina de vot funcționează! Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Hai să-i numărăm. 5. Și restul să abținem. 5 voturi pe voturi împotrivă. Asta e așa. Pentru că sunt sigur că după hotărârea asta, luna care vine și am spus că vă vom reavea iarăși același subiect. Pe jurist majoritatea consiliilor o respinge. Așa trebuie să facem și noi, să plătim la cantitate. Dar mi-aș putea... Păi eu îi dau într-o lună atâta cu noi și îi rămâne atâta bani. Și noi trebuie să facem ceva. La voi sau la voi. Deci, Surogiu, Busuimo, Lungu, Ghineț, Costea, și noi va trebui să facem ce face Comăneștiul. Că suntem trași pe sfoară. Adisul ia bani din pomană. Și o nouă opțiune. Da. Nouă opțiune. O găsă fraie. O găsă fraie. Cinci. Da. Da. Trecem la proiectul numărul 3? Deci trecem la proiectul numărul 3, da? Așa, sunt citim. Acele proiectul numărul 3. Proiectul citim. Deci trecem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind dezvoltarea. Domnul, vreți să auziți proiectul numărul 3, da? Da, este foarte important. Nu l-ați primit. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind dezvoltarea economic-socială, priorități și obiective pe anul 2018 la nivelul UAT, cum la nivelul județul Bacău. Deci comisiile vreau să vedem dacă avem aviz. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, favorabil, cu plus. Numărul 3, da? Cu plus. Mulțumim, bă. Cu plus, auzi? Dar nu se face nimic cu comandă mea. Da. Am făcut cu plus că nimica. Dar ce-i problema? Că nu faci nimic. Aveți ceva de spus la numărul 3? Spune-ți, domnul Sărugiu. Da, în primul rând vreau să-i aduc atenția lui domnul secretar.
cântat cu Acă, Gabriel, ca să ne primească, să ne primească și pe noi... Păi te rog frumos, nu s-a zis comisii de specialitate. Da, da. Păi așa? Chiar mă urmă voi, domnule, când mergem acolo. Deci vă duc un caz, pe domnul consilier, Buseu Cionel, a chemat domnul voi, că s-a dus în birou. Auzi, de ce? Secretarul comisii de specialitate, mă. Păi da! Nu, dar ești domnul secretar. Domnul secretar, îți am spus, domnul secretar poate, vale, comisia de specialitate, ne este frică să mergem, întrucât îți învățați chiar numărul 2. Da, s-a întâmplat. Ai acceptat sportiv. Păi da, dar eu n-am nici oameni, n-am fost închis prin Germania sau prin Evaia, n-am nici oameni. Eu nici eu n-am. Nu vreau, nu știu. Eu, cartea, a făcut cinste comuni. Auzi, a făcut cinste comuni. E sportul de performanță. E mai greu, așa care s-a antrenat. Ăștia l-ați, se duc prin Germania, la facultate, fac sport pe acolo. Multinațional. Aveți dreptate. Așa, acum, referitor la ce spune, dirigentul care spune cu plus. Nu-i bun. Nu vă da, domnule, este foarte bun. Dar nu vreau nicio investiție aici. Domnule, vă rog frumos să citiți. Vă citesc eu. De ce spuneți aici? Ca să vă spun ce spune. Satele, kilometri, populația, numărul de școli. Așa, așa începe, nu? Așa se spune. Iar să vă uit pe ce nu vreau nicio investiție. Vă uit acum. Școala la Aleasa nu vreau nicio investiție. Școala pe aia nu vreau nicio investiție. Vrea să știi cum stăm. O statistică, domnule. Dar ea nu ați luat-o cu domnule, stați cât? Ați întrebat, faceți investiții. În ați ascult, 2018, cum stăm, știu, domnule, cum stăm. Că n-ați făcut nimic din... Nu dumneavoastră, că ați fost și părțile și n-ați aprobat multe. Din 2008, școala de la Poiana este la fel. Domnul a fost chiar domnul director într-o ședință și v-a rugat să faceți mâncare în grup sanitar. La școală numărul 2. V-a spus că plouă la Prăjoaia, școală. Deci, sunt probleme peste tot, dar nu aveți nimic aici, niciun plan. Nu aveți niciun plan. Asta o spus acum o jumătate. Nu, dar aici nu există, domnule. De asta apropo. Nu asta apropo, domnule. Ați fost investiții, domnule, 2018. Nu ați vină bani. Care bani? Care nu vină bani? Am urmat bugetul. N-ați fost urmat bugetul. Omul și-a făcut asta. Ca să spun eu că e vorba de județul Bacău. Ca să fac și eu să-ți spun. Dar stați un pic ca să spun județul Bacău. Dar a spus că avem priorități până în urma aprobării bugetului care nu l-am aprobat. Am și spus de ce nu l-am aprobat. Ai văzut și în adresa care... Da, în adresa spune clar. Păi, dar vă citesc și spune și proiect că faceți investiții. Pe perioada 2018, ce investiții faceți? Doar vă întreb ce investiții ați văzut, cum să le faceți? Asta vă întreb! Domnule, asta vă întreb! De ce vă supărați să vă limitați? Asta vă întreb! Ce investiții v-ați vrut să faci? E subordonat guvernul. Sunt funcții de sumele astea care se vor centraliza din teritoriu, se va ajunge și la... Domnul proiect, este vorba de o strategie. Este o strategie, domnule, ca să vă întreb, dar nu faceți dumneavoastră nimic. Faceți înțelegeți, nu mai duce în eroare cetățenii. Este o strategie la nivel acela. Dacă vă mai spun ce aderați, faceți aici, faceți și autostradă dumneavoastră. Brașov, Bacă. Așa scrie. Da, scrie nu, dați-vă acolo, piste, cămine. Păi e o strategie, domnule, nu suntem guvernul României. Hai, domnule, dar vedeți un buget care l-ați aprobat și faceți treaba pentru comunitate. Ala, nu mai vedeți cu strategii burtii. Și vă așteptăm, vă așteptăm, domnule, în 2018, să te priți. O strategie, domnule, unde e o strategie, domnule? Așa, spuneți, domnule, mai vă ascult. În listele care le avem în dosar care ne le-ați comunicat, dumneavoastră v-aș ruga să alegeți ce este mai strict și mai necesar da, pentru 2018 și să aveți în vedere și fața comunei. E vorba de dale care trebuie spuse pe, pentru trotuarele de pe stânga pe dreapta. Să aveți în vedere. Și problema apei este foarte importantă. Așa după cum știți. Și dacă vreți să consultați consilieri de pe diferite exact, sate unde au și ei probleme stricte, dumneavoastră aveți... Dumneavoastră, domnul consilier, de când sunt eu în primăria de vest, funcția administrativă. Nu v-a răspuns niciodată la telefon sau vine la mine să vă rețin vreodată sau n-am discutat probleme. Nu pot să spun. Cu mare drag. Nu, domnule. Am comunicat cu oricare de tipul ăsta. Eu nu pot să spun că nu vă ocupați de problemele primării. Nu pot să spun. Eu nu zic. Domnule, niciun primar nu o să fie înger, am mai spus-o. Și în funcție de banii care îi aveți, o să faci cum zi cu măcar finalizăm lucrurile din început. Am mai fost un zi eu, care trebuia să facă statului. Dar vă spun aici, din raportul companiei speciale care vă sugerează, domnule Mariana Coste, ca să supuneți în dezbatere acest lucru. De ce l-ați făcut
A fost... Am auzit cetățenii care spuneau că primarul a fost așa au zis. Eu am auzit la mine. Cetățenii am auzit că sunt mulțumiți de cum vă comportați. Nu am de gând să nu vă critic când voi avea motiv. Dacă n-am plătit, n-am și nu. Am și o întrebare. Trebuie să mulțumiți că la ora aceasta, când nu era să facă, era lăudat că se face treaba. La ora asta, când ninge cu mână, niciun... S-a duci un mic de zebeze. Unde? La dumneavoastră acolo. Dar la noi niște... Domnul consilier, ați văzut un pic, degeau. La urmă aici mergi, domnul Mizopola, ce vrei să faci? Nu putem să... Ne uităm, domnule, să știți cum are regăit. Eu vă spun, în momentul ăsta nu am avut nicio reclamație. Da. Domnule, a, dumneavoastră. Eu vă fac, domnule. Deci, mai de când vă spun, așteptăm. Domnul consilier, o să încep cu drumul național. Domnul consilier. Ce aveți cu primăria de Vest? Începând cu 12 iunie, nu se mai minte, nu se mai fac acte false. S-a făcut înainte. Păi acum a făcut un fals, lumea de aia a făcut funcția Gheorghe Crăciun. Dar acum nu se mai face așa ceva. Nu se mai fac acte false cu primărie. Acum s-a făcut un fals, un abuz. Nu ne-a introdus conform legii proiectului de ordonanță. Deci acum a fost un abuz. Și vă dau și citirii la urmă. Acum nu s-a făcut un abuz prin proiectul depus de mine și de Hârbuleanu, în data de 9 a 3-a, un proiect și nu s-a fost depus pe ordineță, cum se încarcă? Opa! Acum, cum vă ați făcut? Nu se încarcă legea cum la vedeți? S-a încărcat legea 215. Acum și citim. Și s-a făcut, domnul secretar de președinte, spus că dumneavoastră s-a făcut? Și de ce la toate proiectele în cadrul comunării sunt numai un raport de compartiment special și la mine 7? Că de fapt îl depun eu și cum? Este deosebit, este complex. Și asta cu aparatul care spune domnul Chivez, este complex. Domnule, domnule, dar acum am avut un proiect cu apa, este complex. Domnul, este ieri. O să mai zicem până avem răspuns. Stați un pic! Deci înseamnă că eu mă simt tratat așa, onorat. Ai făcut un proiect. Aștept, băi, că am făcut eu 6 compartimente, trebuie să facă la mine 6 compartimente. Deci mă simt onorat. Domnul Sărăciu, mai avem până pe 9, la care vine să... Domnul, încep să nu știi, și citesc, am spus, în prima ședință, la convocarea dumnealui să le pun, conform legii. Am căcat legea. Deci iată prima care a căcat legea. Faceți poate să facă domnul. Nu prea fac. Așa sunteți învățați. Dar nu facă, nu chema, nu fac. Dumneavoastră, trăieți. Deci la instanță. Nu, dar acum toată lumea care depune proiect astăzi să avem un răspuns. Deci cum să avem răspuns? Conform legii suntem consilieri aleși, trebuie să-l introducă pe ordinea zi. Îl aprobă, nu-l aprobă, nu este nicio problemă. Domnul Sărăciu, domnul primar mi-a dat un răspuns scurt. A spus că până pe nouă ce credă răspunsul total. Nu mai suntem atați, deci onorați, suntem 6 compartimente de specialitate, că nu există. N-a existat nimic în comunaș. 7. Câte sunt 7? Cum vă știți, vă onorați? Nu știu, domnule, doar nu le-am primit. Doar două lește. Da. Atâta. Din doamna contabilă și... Trebuie să vină și armată. Trebuie să... Dar e de ce trebuie? Asta nu l-am văzut doarează. Domnule, și așa că așa arată ca dumneavoastră e protejat cu salariile mari. De ce nu știu? Nu au avut timp, au avut altceva. Ce-au avut, domnule? Ce-au avut, domnule? Explicați-mi, că dumneavoastră de primar, explicați-mi ce-au avut, de ce nu și-au avut treaba. De ce două persoane, două compași au avut treaba și restul nu? De ce? Dați-mi! Că sunt în timp, în grafic. Care trafic, domnule? 30 de zile. Dar dumneavoastră a spus, ați convocat și dar marți mi-a prea ajuns, nici măcar nu mi-a fost în grafic. Spune, cu 5 zile mai înainte să demarcă. Cu 5 zile, da. Deci cum dumneavoastră cu 3, sunteți în grafic? Da. Trafic cu 30? Suntem în grafic, domnule. Da, domnule. În grafic, domnule. Faceți contestat. Domnul, în grafic, după știința dumneavoastră. În competența dumneavoastră. Da, domnul primar, eu vă sfătuiesc, n-am dreptul să vă opresc, eu că suntem oameni. Eu zic să continuați cu muncile în primărie. Nu trebuie să vă dați demisia, că dacă ne face interes la nivel de țară, nu numai de comun. Pentru că dacă v-ați dat dumneavoastră demisia, trebuie să vină viceprimar. Își dă și el demisia și vine altă. Nu spun ce facem din comuna asta. Facem ce-o făcut Dragnea cu guvernul, dăm ministrul jos, nu faci nimic cu bunul țară. În comuna de vest trebuie să meargă treaba cu dumneavoastră. Până în 2020. Dar acum fac un comentariu public, să fiu un pic răutăcios. Ce să facă viceprimarul?
Eu n-am vorbit niciodată cu acest consilier, de când e consilier, și niciodată n-am văzut să vorbească de la masa aia, să adreseze către consilier, ca spre două cuvinte. Domnul viceprimar, când va veni vremea să spuneți vreau două cuvinte într-o știință consilier? Dar v-a spus, v-a pus cum în mână mea. Și am văzut și vă dați acolo, domnule, vă întreb. Vă onorează funcția. V-a spus, domnule. Domnul viceprimar, consilierul ăla pe funcția aia, măcar spuneți două cuvinte, bă. Cu lumea vă vede. Care nu era, cum a fost, vă spun, chiar eu l-am pus prin PCR-ul de atunci și aveam relații. Dar cu acum n-ați avut stați un pic. Nicolae Coacă. Îl trimite pe Căruță la Carale. Cu Căruță. Și se ducea. Iar Colaș se râdea de el, era secretar. Vă spun acum adevărul. Și-a venit unul cu o problemă care ține de viceprimar. S-a dus și du-te la Colaș. Colaș și du-te la Coacă. Până la urmă Colaș îi spune așa. N-ați o hârtie. Coacă Neculai, viceprimarul, trebuie sponsorat. Uite la el. Uite la el. Și ce s-a dus aeroportul ăștia acolo și-o strina. Na, asta e adevărul. Dar funcționează de plece și Coacă Neculai. Asta e tot el să... Acum am până la Coacă, că ăla-i foarte... Ăla-i echipiță acolo, n-ai nicio plece. Hai să mergem la... Nu întotdeauna cei care vorbesc mult și așa au și dreptate sau au face treabă. Important este să achite pe sarcini care le-ar trebui. Important că avem o de-aia, cum se spune. Facem ce putem. Eu vreau să, dacă vreau să fiu rău, deci vă spun că nici nu ați luat cuvântul când ați fost zice, vreau și ați fost doi, nu era de... Am și cu ei ghiția, domnul Sărâciu, dumneavoastră, acum v-ați prins să dezi vocal, să... Dar când erați aici... Se dau explicații, domnule, ce trebuie... Când erați aici la masă asta... Aceste comuni, nu v-am cauzat. Vă aceiași indivizi care m-am separat de ei și am avut discuție în Parlament, în particular, nu la copii, pe el nu știe, vă fac eu nu să știe. Nu are nu știi că la ce mult tot timpul și n-am asta să știi, domnule, m-am separat, vorbesc. Poate nu știți că domnul Johnny Crăciun a fost dus cu sprijinul meu, primar, nu poate dumneavoastră. Păi dacă nu știți, nu să trebuie să știți. Domnule, poate nu știți? Nu știți că nu poate să știți. Poate știți cum ar primeva prin germană. Și ar fi bine să le știți pentru că... Păi eu v-am spus. Pe mine mă interesează cine a sprijinit, cum a sprijinit. Eu vă spun. Pentru că n-ați luat cuvânt. Domnul Costea, domnul Lugu, n-au fost aici, dar unde ai fost? Da, și l-am luat cuvânt. Nu ai luat niciodată. Dar de unde spui tu? Da, o țară. Dar care voi spui tu? Așa și ăla. Ai vorbit pe documente, nu trebuie să spui tu. Că știi cum spui că e în germană ce ai fost? Știi cum spui că e în germană. Cum ați luat în germană? Supune la vot proiectul numărul 30, care sunt de acord cu proiectul numărul 30. Cine este pentru? Cine este pentru? Eu n-am tot. Ca să duc eu banii cu reier. Da. Nu
acasă. Dar nu vreau, domnule! Dar cum intru tu așa, tentat? Dar poate să ne spună domnul Rosolin? Nu mi se dă domnul! După ce se reparte, asumele că am uitat să o duc în fiecare zi. Nu spune asta, ce mai de informație? Dar ce e comisură? Să vă informez domnul Rosolin. Să le reparte. Dar e comisură! Da. Putem închide ședința de astăzi, dacă am terminat proiectul.